Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Emisiunea se adresează astăzi unui eveniment cultural de mare amploare desfășurat la Târgu Jiu în săptămânile trecute, un eveniment despre care vom afla mai multe amănunte de la domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean, cel care a și coordonat, de fapt, acest eveniment. Despre ce a fost vorba? Sfârșitul lunii august a adus o efervescență culturală la Muzeul din Târgu Jiu, și anume este vorba despre simpozionul care a ajuns la a șaptea ediție, Sat și Stat, de la entitate spirituală la realitate politico-socială. Un simpozion care vedem că de la an la an are invitații de prestigiu, care reflectă etnografia, sociologia, antropologia, domenii ce sunt necesare absolut în creionarea unui portret, unui simbol al lumii satului așa cum îl cunoșteam noi. Dintre invitații noștri pe parcursul celorlalte ediții ale simpozionului, aș vrea să vă spun că titulatura acestui simpozion de etnografie este păstrată sub această formă de 3 ani încoace. De fapt, simpozionul de etnografie, care este de fapt la a șaptea ediție, a pornit mai din vreme. Inițial ocupa o arie destul de restrânsă, referindu-se la satele oltene de sub munte. Ulterior, la solicitarea distinșilor invitați pentru a putea acorda un prilej de reflecție mai mare asupra preocupărilor domnilor lor, am abordat această titulatură ca și cadru comparativ între sat și stat, adică o celulă de agregare a unității statale din cele mai vechi timpuri până în prezent și referirile plurivalente la aceasta în acest fel, urmând să avem o evidență globală despre ce înseamnă satul ca și element identitar. Da? Ce se poate întâmpla dacă satul se pierde, se ușor se diluează, dacă nu cumva și unitatea statală poate avea de suferit în aceste condiții. De aceasta și invitații noștri se ocupă de paliere variate, de la istoria artelor, da, și până la etnografie, sociologie, antropologie, așa cum am spus mai devreme. De fapt, dacă vorbim de sate, de la acele romanii populare de care vorbea Iorga în primul mileniu și până în ziua de astăzi, satul este sinonim cu român, cu România, chiar dacă, să zicem, nu foloseam aceste titulaturi la vremea respectivă. Bine, terminologia, la fel cum apare și în enogeneza românilor, da, la domnul profesor Rusu, satul provine din latinescul fossatum, da? Deci are ancorarea străveche. Evident, poate fi dusă mult în urmă ca și evocarea formei de locuire, a formei și nu doar a formei de locuire, da? A formei de agregare socială până la urmă. Iar terminologia de țăran, evident,
face recurs la țarină, la pământ. Țăranul nu poate fi țăran dacă nu are pământ, dacă nu este proprietar și așa mai departe. Și dacă nu este mânat mai departe de instinctul de apărare a proprietății, lucru care s-a și întâmplat cu prilejul Marelui Război, după cum știm, recunoscut în lumea istoricilor ca de fapt războiul țăranilor în uniformă, cel puțin în ceea ce ne privește. Suntem, cum spuneam, a fost vorba de un eveniment foarte important, mulți invitați, o să vedem puțin mai târziu și câteva imagini de la aceste evenimente. Acest simpozion, putem să vorbim chiar de un congres al istoricilor din acest domeniu, desfășurat pe sudul țării, pentru că dacă facem așa, cam în fiecare regiune a existat câte un congres al istoricilor, apropo de uniune, de unire, în perioada verii, și am avut un congres al istoricilor la Iași, am avut unul la Cluj în iulie, unul la Iași în august, și tot în august am avut și reuniunea acestor istorici, găzduită de Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu. Într-adevăr, acest simpozion a venit și în urma expoziției pe care am avut-o cu aceeași, cu o tematică destul de asemănătoare, sat și societate, o colaborare între cele trei regiuni istorice reprezentate prin muzeele de la Târgu Jiu, Baia Mare și respectiv Iași. Iar acest simpozion a venit ca un corolar al acestei expoziții până la urmă să reunească puncte de vedere și oameni din cele trei regiuni istorice, nu neapărat ca o încercare de a reliefa ceva, ci mai cu seamă de a ne pune de acord încă o dată, dacă mai era nevoie, asupra identității comune, dacă putem vorbi așa. Foarte interesante comunicările invitaților noștri. Să știți că am avut invitații cu lucrări de o calitate absolut remarcabilă, adică de referință până la urmă în lumea etnografiei și poate și a istoriei românești. Spre exemplu, acum îmi amintesc despre domnul Cornel Bălosu, de la fostul șef al secției de etnografie Craiova, care ne-a vorbit despre zona Desa, sudul Doljului, și a scos în evidență câteva lucruri legate de Sărindarul și fenomenele din zona respectivă și practicarea acestor fenomene, inclusiv la sudul Dunării. Da? Evident, simpozionul nostru a fost discurs de deschis de decanul de vârstă și marele etnolog Mihai Dăncuș, întemeietorul Muzeului Etnografic de la Sighet. Domnia sa ne-a readus în aminte faptul că ne bucurăm de marea onoare a lui Constantin Brâncuș, reliefând admirația de care se bucura la Muzeul Metropolitan din New York. Îmi amintesc cum ne-a povestit despre faptul că acolo spune că istoria artei moderne începe cu românul Constantin Brâncuș. Și de aici, pornind discuția, am extrapolat către ce a însemnat Brâncuș pentru lumea satului românesc. De asemenea, foarte interesant expozeul doamnei profesor Mihaela Albu, poate puțin știu, doamna profesor Mihaela Albu este aceea care coordonează revista Carmina Balcanica și mai nou o revistă foarte interesantă, Antilete. Da, de a vorbi de cărți, haideți să vă vadă telespectatorii și câteva imagini filmate cu acel prieteni și să le și comentăm pe măsură ce telespectatorii le văd. Da, suntem deja, vedem câteva imagini.
Cred că sunt imagini pe care le-am, de care am avut parte la unul dintre simpozioanele noastre legate de un discurs despre biserici sau monumente de cult aflate în, în disoluție. Da, imaginile sunt... Da, deci acestea sunt imagini filmate în timpul simpozionului. Sigur, sigur, acestea au rulat... Prezentate în timpul simpozionului, da. Cei care au comunicat, da? Care au făcut susținut... despre acest simpozion ce putem să spunem? Sunt... încerc să-mi reiau cursul, parcursul ideilor și anume faptul că am avut invitați precum doamna cercetător Ioana Duicu, cea care ne-a prezentat un studiu amplu, extrem de amplu pe ceea ce înseamnă naștere, nuntă și înmormântare în Teleorman, 2000 și ceva de chestionare, urmând ca toate aceste chestionare să fie concretizate în realizarea unei imagini clare despre ceea ce se întâmplă. Iată, eram în... Da, acum vedem și de la, chiar de la deschiderea simpozionului, sunteți chiar în centru imagini alături de viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, și de către... domnul profesor Mihai Dăncuș, domnul director Mihai Dăncuș. Evenimentul, cum spuneam, s-a desfășurat la sfârșitul lunii august și a adunat, cum spuneam, crema celor din domeniul ăsta. Să nu uităm că majoritatea participanților de la simpozioanele noastre și de la alte ediții ale simpozioanelor sunt foști directori ai muzeelor de etnografie sau de istorie din, din țară și actuali cercetători. Doamna profesor Mihaela Albu, iată, ne prezenta câteva date despre două personalități plecate, domnia sa evocă mereu memoria exilului românesc și e foarte bine face. Cu această ocazie ne-a vorbit despre Nicolae Stroiescu Stănișoară, născut la Târgu Jiu, despre care se cunosc puține lucruri și care a activat o perioadă și la Europa Liberă și așa mai departe. Oameni care vin în scrierile lor și evocă mereu imaginea satului românesc. Deși exilați, plecați din țară de multă vreme, cel care îi ține în picioare este satul românesc. În momentul în care cel exilat interpretează statul, atenție, statul ca nelegitim, legitimitatea lui se revendică în lumea satului. Interesantă idee, da? Da. Iată doamna cercetător Ioana Duicu. Domnia sa este o prezență obișnuită a simpozioanelor noastre. Aș remarca faptul că cred cea mai bună lucrare, cel puțin pe care o cunosc eu, despre dedicată domeniului paftalelor. Da. Este o lucrare apărută acum, cred, 3 ani a domniei sale. Aici ne explica despre acele chestionare care au reușit cu ajutorul episcopiei să fie... să fie concretizate, pentru că un volum de muncă uriaș. Ne-a prezentat doar unul din cele 250 de dosare așa, la, la simpozion. Deci o muncă enormă, da. O muncă enormă dacă vrei să înțelegi fenomenul pur și simplu din punct de vedere științific, să vezi efectiv ceea ce se întâmplă în, în, în satul românesc. Evident, domnul Cornel Bălosu, o prezență remarcabilă, caldă și de altfel plină de solicitudine în a ne lămuri diferitele întrebări legate de satele oltenești, mai ales din, din sudul Olteniei. Da.
Da, dânsul este recunoscut în domeniu ca un cercetător foarte atent și cu rezultate remarcabile. Sigur, fenomenul colindatului, una dintre cărțile sale, este de mare atenție inclusiv în ceea ce ne privește. Pentru că fenomenul colindatului se păstrează mult mai bine în partea de nord al Olteniei și încă anumite lucruri cred că trebuie în continuare văzute. Domnul Sebastian Duicu, sigur, un istoric remarcabil al de artă, domnia sa o perioadă îndelungată a reprezentat muzeul de la Cotroceni. Da? Sunt acolo câteva date despre începutul sau primele nuclee de formarea Bucureștilor. Da? Deci ce se întâmplă, cum se reușește sau cum reușesc anumiți oameni să pună bazele agregării de la sat către urbe. Și să fac o trecere de acest fel, evident, acestea sunt motivate prin lucrări de artă asupra căruia acest istoric remarcabil face o analiză exhaustivă până la urmă. Nu rămâne chiar, nu mai rămâne nimic de spus după ce vorbește domnul Sebastian Duicu. Ei, foarte interesant, domnul Victor Munteanu. Domnul Victor Munteanu, colegul și partenerul nostru de la Muzeul Palatul Culturii din Iași, ne-a adus în atenție un lucru descoperit foarte de curând, acum o săptămână și jumătate, practic cu vreo 2-3 zile înaintea simpozionului, pregătise domnia sau altă laborios, altă lucrare și la care a renunțat, zice, hai să vă prezint asta. Pe cursul superior al râului Moldova s-a descoperit la săpături întâmplătoare o monoxilă. Ce-i deosebit la această monoxilă, domnia sa, era modul în care s-a păstrat, cât de bine s-a păstrat și faptul că avea niște dimensiuni neobișnuite. Probabil va fi cea mai mare monoxilă descoperită pe teritoriul nostru, o lungime aproape de 10 metri. Deci chiar o descoperire foarte importantă. Da, da. Și în același timp... Și rămânea să vadă asupra analizelor, eșantioane de analize, să vedem ce perioadă este și ce presupunea, la ce folosea o monoxilă de asemenea dimensiuni pentru transport sau sigur. Să spunem totuși telespectatorilor că monoxila este o barcă. O barcă cioplită într-un singur trunchi de copac. De copac. Pentru că neavând imagine și cu monoxila, s-ar putea ca unii dintre telespectatori să nu știe despre ce vorbim aici. Vă imaginați o barcă scobită într-un singur trunchi de copac cu o lungime de aproape 10 metri. Da, în general ele erau mai mici și în țara noastră ele aveau 2 metri jumate, 3 metri. Noi avem una expusă în cadrul expoziției de la Muzeul de Istorie, care cred că nu depășește 2 metri. Da, cam așa. Sunt în muzeele mari, cred că am văzut ceva mai mari, dar oricum nu de dimensiunile acestea. Deja la 10 metri este uriașă. Dar pentru că vorbeam de ce s-a discutat, ce s-a lansat acolo, început să vorbiți de revista. Am și văzut-o prezentată de doamna Albu sau cine? Doamna Mihaela Albu. Așa. Haideți să vorbim de ce s-a lansat cu acest prilej, de aceste publicații, aceste cărți, care sunt destul de interesante. Poate sigur, discutăm mai mult sigur, și despre uitați, ele. Aceasta este deja numărul 2 al revistei Antilete. A apărut și numărul 3, dar între timp. Este interesant că este împotriva uitării, chiar acesta este numele, aceasta reprezintă în latină, Antilete împotriva uitării, da? Împotriva uitării memoriei, este o revistă dedicată memoriei exilului românesc. Deci, practic, este o carte, să înțeleagă telespectatorii, e da, o carte sigur. Cu foarte multe... Acest număr al de revistă este dedicat lui Mircea Popescu, primul număr al revistei a fost dedicat lui Vintilă Horia, vieții și activității lui
Vintilă Horia și sperăm, dacă vom reuși să strângem materiale suficiente, ca doamna Albu să reușească să pună în practică un număr dedicat academicianului George Uscătescu. Da, interesant. Dacă se poate realiza o asemenea lucrare, Gorjanu Uscătescu, da, fiind, culmea, paradoxul, fiind extrem de cunoscut în Occident, mai puțin cunoscut în spațiul românesc. Evident, să știți că nu este doar un paradox asta. În general, marile personalități plecate după 1944, care au înțeles că nu mai pot reveni, au fost mai bine cunoscuți și mai apreciați. Îmi revin în memorie diferite scene descrise în aceste antilete din viața și activitatea lui Vintilă Horia și din aprecierile studenților din Spania, spre exemplu, despre profesorul Vintilă Horia. Da? Întrebat acesta dacă cum de știe atâtea limbi, cum de cunoaște acel de atâtea limbi, zice nu cunosc o singură limbă, limba latină. Și care este la baza altor limbi, sigur, importante, că da, din Europa. Și să nu uităm că Vintilă Horia este câștigătorul premiului Goncourt pentru acel roman celebru, Până la urmă Dumnezeu s-a născut în exil. Iată că facem iarăși recurs la memorie și ne gândim la Gheorghe Chițu, care, referitor la drama pașoptiștilor exilații, trimitea o scrisoare lui Magheru spunând: sărmane exilate, consoală-te în tine că în lume se află exilat oricine. Hei, iată lucrurile astea. La Craiova cred că am văzut, se pun bazele unui muzeu al exilului românesc și foarte bine fac colegii de acolo. Domnul director al Bibliotecii Județene, Alexandru și Aristia Aman, se preocupă de acest lucru. Domnia sa face parte, Lucian din Dirica, da. Am fost colegi. El face parte și, Lucian face parte și din colegiul de redacție al acestei reviste. Dar să nu uităm că în paralel cu aceste antilete, doamna Mihaela Albu se ocupă și de această Carmina Balcanică, o revistă dedicată. Cunoscută, da. Da, deja cunoscută. Mult mai cunoscută decât mult mai cunoscută de... Da, așa. Interesant este ultima carte a domnului Dumitru Gălățean Jieț pentru cunoscători. Dumitru Gălățean Jieț este medic stomatolog de profesie, dar un foarte bun și rafinat etnograf, un foarte rafinat al cunoscător al realităților din zona Momârlanilor. Domnia sa anul trecut a lansat monografia etnografică a Ținutului Momârlanilor, o carte aproape, eu cred că totuși este exhaustivă pe acest domeniu și greu de pătruns pe anumite comunități. Domnia sa, venind din interior și văzând și pasionat și văzând studiul acestei comunități, nu doar ieri, azi, ci pe întreagă viață, se poate observa acest lucru și după istoricul fotografiilor. Veți vedea, deschizând cărțile domnului Gălățean Jieț, faptul că apar fotografii sau secvențe ale unor oameni sau locuri în etape de timp de 20, 30, 50 de ani. Ceea ce înseamnă că fotografia aceea nu este doar o operă de artă, este un document. Ea atestă devenirea în timp a respectivelor referiri. Chiar așa se numește Valea Jiului spre Marea Unire, oameni, fapte și întâmplări mai puțin cunoscute, un volum dedicat Unirii, iată aici chiar am deschis, cu o copie a unui exemplar după tratatul de la Trianon. Nu știu dacă mai câte exemplare în limba română mai avem. Da. Da. Și extrem de important rolul jucat de acel tratat în istoria noastră. Da, asta fiind poate și fi a Congresului Versailles. Da. Poate fi subiectul unei alte emisiuni. O altă apariție editorială foarte importantă.
O altă apariție editorială este a domnului profesor Cornel Boteanu. Majoritatea oltenilor îl cunosc foarte bine pe domnul Cornel Boteanu, profesor de română la Baia de Aramă, cunoscut mai ales pentru documentarele cu sublectura lui Paul Șoloc, dacă nu mă înșel, da, cu Hora de Pomană și tot ce se întâmplă în zona Ponoarele și Baia de Aramă. De această dată, domnul profesor Cornel Boteanu, împreună cu regretatul Ilie Paraschiv, are o monografie pe firul Văii Motrului de la Izvoare până la Vărsarea Anjou, o monografie consistentă, 450 de pagini, da? Un exemplar se poate regăsi la Biblioteca Muzeului de istorie. Așteptam această monografie pentru că se referă la cursul râului Motru, un curs care a marcat până la urmă Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Nu uităm că Tudor Vladimirescu pleacă de aici, de la Padeș, Tismana, Baia de Aramă, coboară pe Strehaia, unde Papa Vladimirescu era cu, cred, după documente, 800 de panduri la mănăstirea Strehaia. Urmează trecerea pe la mănăstirea Gura Motului și traversarea râului Jiu și stabilirea taberei de la Țânțăreni. Deci iată, sunt niște lucruri care nu scapă domnului profesor aici. În cercetarea de teren, într-una din zile, chiar am mers împreună cu dânsul de la acel monument, cursul inferior al râului Motru, până spre Strehaia. Puțin știu, poate, la granița celor trei județe, Gorj, Mehedin și Dolj, există un monument pe partea dreaptă a cursului Jiului, pe partea stângă, da, dar pe partea dreaptă cum se trece Jiu către Mehedinți, un monument de perioadă interbelică, și am pornit chiar de acolo, de la acel monument, un pic ascuns acum, din păcate, între vegetație. Am revăzut mănăstirea Gura Motrului, Strehaia și satele din împrejurimi, inclusiv proprietatea și casa Constantin Rădulescu Motru. Din Butoiești. Da, poate și profesorul Boteanu lasă să povestească locurile care au trecut prin istorie. Și iată ce istorie frumoasă în ultimile două secole. Ce doream să vă spun, da, ce doream să vă spun este faptul că domnul, până la urmă să relev prin această din urmă explicație, și anume că domnul profesor Boteanu nu este un cercetător de birou. Domnul Cornel Boteanu este un cercetător de teren. Domnia sa merge efectiv cu reportofonul, are, cred, în arhivă ore, zeci de sute de ore de înregistrări. Așa, la simpozion a venit cu un rezumat al unui film despre un sat din Mehedinți care mai are un singur locuitor. Ce este îngrijorător este că domnul profesor ne readuce în atenție acest lucru după ce data trecută, la precedentul simpozion, a venit cu un alt sat care are tot un singur locuitor, mai avea o singură locuitoare. Da, e o problemă și cred că a inspirat acest simpozion la Târgu Jiu, sat și stat, mai ales că avem, iată, satele din ce în ce mai puțin populate, statul trece prin momente grele, din păcate, și nu mă refer aici la partea politică, nu facem asta acum, ci mă refer la faptul că suferim de cea mai mare depopulare din, pe vreme de pace, din ultimile decenii. Revenim la exil, să ne gândim că suntem prima țară, primul popor după sirieni, dacă care au război, care am plecat, ne-am părăsit vatra natală pentru alte meleagări. Avem și noi unul rece, să înțeleg. Nu știu, poate avem un război cu noi înșine. Interesantă idee. Dar ceva se întâmplă și cred că faptul că și specialiștii să se găsească explicații, în același timp să cunoaștem ce a fost în istorie, e foarte important, mai ales în această perioadă, pentru că nu s-a mai întâmplat, adică nu avem un precedent
nici la alt popor, nici la alt stat, la ce s-a întâmplat acum, milioane de oameni au plecat în câțiva ani peste graniță, e adevărat, din nevoi, să zicem, materiale sau ceva de acest gen, dar oricum migrația a depășit limitele normalului sau în orice caz au atins deja domeniul anormalului, ca să spunem așa. Rămâne de văzut în aceste condiții cum reușesc să rămână, să supraviețuiască până la urmă, termenul este destul de dur, satele românești. Avem date că au mai fost perioade în care anumite cătune, sate și așa mai departe au dispărut, da? Dar acest fenomen este mult accentuat acum. Pe de altă parte, ceea ce ne interesează pe noi este faptul că, sau ce se întâmplă cu lucrările edilitare. Cu lucrările edilitare realizate acum 100-150 de ani sau poate mai mult, care sunt în sine piese de patrimoniu conform și trebuie să respecte legislația, mai că lucrările respective au fost realizate efectiv de lumea satului și de cei din satele respective, rare ori cu implicarea unui proprietar, unui arendaș, etc. Așa. Ori acele ajung din păcate în paragină și nu mai are cine să le reconstruiască pentru că îți lipsește și nu poți prin niciun fel de program să găsești soluția. Tocmai asta discutam pe imaginile de la început, de reabilitarea unor unor monumente care ajung într-o asemenea stare. Nu suntem singuri. Da, în Franța sunt sau erau la un moment dat câteva sute sau mii de biserici aflate în stare de degradare, da. Dar noi nu știu dacă ne dorim să repetăm greșelile altora. Din punct de vedere sociologic. Noi le repetăm pe ale noastre, niciun. Noi le repetăm pe ale noastre, sigur. Câteodată accentuat. Poate din dorința experienței. Da. Să vedem ce se întâmplă cu migrația de la sat la oraș, de la oraș înapoi, din țară în afară și invers. Pentru că există fenomene pe lumea satului, spre exemplu, pe vacanța școlară, că tot a fost începutul anului școlar astăzi. Da? Veți vedea că există o vioiciune pe lumea rurală câtă vreme este vacanță. Și apoi aceeași vioiciune se mută în lumea urbană. Evident, sărbătorile care calendaristic sunt legate prin vacanțele școlare și așa mai departe, vor avea un impact mai mare și vor avea un ascendent asupra sărbătorilor cu dată fixă, spre exemplu, care sunt în alte perioade a anului. Și atunci, înclin să cred că se va păstra Nedeia sau Hora de Sfânta Maria Mare sau de Sânziene și așa mai departe, evident Crăciunul sau Paștele, în detrimentul unui Sfântul Dumitru, da, care pică în timpul anului școlar. De exemplu, acestea sunt ipoteze. Dar toate aceste ipoteze vin puse la masă la un moment dat și studiate. Vedem cine are, nu putem să spunem că are sau nu are cineva dreptate, dar încercăm să găsim soluții. Să nu vorbim de ipoteze, să vorbim și de realități. Să nu uităm că politica statului comunist, cel puțin în anii Ceaușescu, a fost de a distruge satul românesc, de a-l muta forțat în mediul urban. Lucru care nu s-a reușit, au fost proteste internaționale, știm și noi cum s-a întâmplat acest lucru, a existat o rezistență fantastică de la populația rurală de a fi mutată forțat la oraș. După 1989, asistăm la dispariția satului românesc pe două direcții. Una, cea externă, care se pleacă și datorită, cum spuneam, se pleacă la muncă în străinătate, dar în același timp și cei care rămân aleg mai mult orașul în detrimentul ruralului. Deci, practic, dacă ar din fi... Din păcate. Da, dacă ar fi Ceaușescu, să vedeți ce și-a dorit el, nu cred că avem conștiința valorii. Atingem fără să... Avem o problemă. Să ne forțeze cineva, ba din contră. Se vinde prea mult pământ în afară.
Avem o problemă. Țăranul a avut întotdeauna conștiința legării de țarină, de pământ. Dacă n-ar fi avut această conștiință a pământului, la ce ar fi servit promisiunea reformei agrare a lui Ferdinand, da? Ar mai fi luptat cineva? Noi vrem pământ, până la urmă. Asta a fost lupta din totdeauna a țăranului român pentru o reformă agrară de plină. Maghiarul spunea că numai printr-o țărănime cuprinsă și rezistentă vom reuși să răzbatem în lume. Da? Ori acea țărănime cuprinsă și rezistentă nu mai avem, din păcate, din foarte multe motive. Și perioada colectivizării și după aceea împroprietăririi, așa cum s-a făcut, stimulându-se fărâmițarea micii proprietăți. Nu poți aștepta decât un ciclu natural, și probabil că suntem la începutul unui ciclu natural, de recomasare a micii proprietăți. În așa fel încât să reușești la un moment dat să reajungi la cei pentru Moldova răzești sau moșneni în zona noastră. Dincă Schileru și alții care au făcut și care, la care facem cu mândrie apel pentru dragul de a purta un costum popular, un costum schilăresc care i-a dus numele mai departe în Parlamentul României și așa mai departe, nu erau orice țărani. Să ne fie clar înțeles lucrul ăsta, da. Cum nici monumentele de la Curtișoara, casele pe care le vedem acolo, nu erau ale oricărui țăran. Da, la vremea respectivă eram palate, să fim serioși. Bine, pe partea cealaltă, apropo de transformările care se petrec acum în lumea statului, sunt dramatice și din altă vorbeați de proprietate. Nu se naște încă acea pătură care să meargă cu conștiința valorii, atenție. Da. Eu cred că vorbim, din păcate, nu doar de proprietate. Lucrurile sunt mult mai profunde. E vorba despre secularizare. Avem o problemă legată, să-mi fie iertat, nu știu dacă am dreptate sau nu, nici nu contează lucrul ăsta. S-ar putea să avem o problemă de structură a credinței. Pe filonul ăsta să fie destrămate cumva lucrurile. Nu doar în sensul, în stricto sensul, în ceea ce privește Biserica Ortodoxă. Ne referim la zona Olteniei sau unde sunt și alte culte și așa mai departe a respectivelor biserici. Ci pe cutumă, acolo unde biserica nu a fost și, sau nu a putut interveni, cutuma a funcționat sau unde anumit regim politic a încercat să împingă biserica către margine sau să scoată din comunitate, cutuma a funcționat și a funcționat și a ținut în frâu comunitățile mult mai bine decât ar putea face o legislație, să zicem, europeană sau de oricare tip ar fi ea. Revenim, spre exemplu, la ce a spunea Maghiarul sau alți teoreticieni ai țărănismului, cum a fost Stere și alții, așa, revenim la aceste lucruri și să vedem ce se întâmplă, de fapt, ce avem de reformat. Noi mereu avem tendința asta de a nu respecta ce spuneau bătrânii sau sfatul bătrânilor lângă biserică, da, la marginea bisericii, și de a pune carul înaintea boilor. Maghiarul venea și spunea, referitor la reforma agrară și reforma monetară și ceea ce s-a întâmplat, că facem recurs din nou la momentul 1918, după 1918, până către opera reformatoare liberală de până către 1926, zice, ne-am grăbit să reformăm. Ne-am grăbit să ne reformăm fără a vedea dacă am făcut un inventar precum țăranul în gospodărie, spunea Maghiarul. Să vedem dacă știm ce avem de reformat. Păi noi facem schimbarea de dragul schimbării. În absolut orice domeniu e aceeași problemă. Nu cumva Maghiarul la vremea aceea se referea la un paradox pe care îl întâlnea, iar noi nu ieșim din această paradigmă. Conștientizăm lucrurile respective, dar nu reușim să depășim cumva acel moment. De ce întotdeauna am fost nepregătiți? Am fost nepregătiți și la primul război mondial. Și la al doilea am fost nepregătiți. Noi tot timpul am fost nepregătiți. Bineînțeles, dar totdeauna am declarat că suntem pregătiți pentru orice.
Deci și în, tot vorbeam de centenar, înainte de primul război mondial, politicienii spuneau că suntem pregătiți să luptăm pe front, să ne câștigăm, și în momentul când începe războiul dovedim că n-avem arme, n-avem... Sau mai bine zis, apropo, suntem pregătiți pentru cei mai rău. Da, da, nici măcar pentru asta nu eram pregătiți, pentru cei mai rău. Asta și mai... armata noastră, să zicem așa, aureolată de război, cel de-al doilea război balcanic, nu trăsese un foc de armă, câștigase un război, nu trăsese un foc de armă. Și în momentul când a intrat în război s-a dovedit că suntem departe de ce se cerea în Europa, dar lucrurile așa s-au întâmplat și în al doilea război mondial și totdeauna, iată și după 1989. S-a spus în anii 90 că România este pregătită de ce mai și să ne integrăm în familia europeană. Ne-am integrat până la urmă, nu știu, ne-am integrat noi, ne-am integrat alții. Am fost europeni. Poate că am fost europeni înainte altora. Da, dar am intrat în structurile cu siguranță europene, am fost înainte altora. Am intrat în structurile europene din nou nepregătiți. Și dovada cea mai bună este că după 2007 am pus pe butușii ce mai aveam, economic vorbind. Dar toți știau că suntem cum suntem. Cu siguranță. Acum rămâne problema moștenirii culturale. Avem satul acela care pleacă foarte pe avioane. E ultima moștenire. Da. Îi putem vedea cum pleacă satul nostru, se mută în Spania, se mută pe oriunde altundeva. Dar... locuitorii lui cel puțin. Aceștia nu se vor mai întoarce acasă sau dacă se întorc, sunt afectați de schimbările care le văd acolo și cel care va suferi este satul. Chiar dacă au aici familii, chiar dacă au aici, să spun așa, urmași rude, cândva se produce ruptura. Exodul, să știți că, din păcate, se referă și la alte lucruri. Târgurile de antichități sunt pline de oprege, catrințe, costume populare, piese de artizanat din rod al țăranului artizan și toate astea, din păcate, se scurg în afară și la un moment dat ne vom trezi cu o cultură populară care rămâne doar în muzee, în astfel de cărți, iar noi, fabricanții acestei culturi populare, nu-i mai avem, nu-i mai stăpânim. Da, și vor ajunge să vină să vadă la muzeu aceste lucruri la un moment dat. Necunoscând că adevărata valoare este până și în acel umil preș de cârpe. Preș de jurebi. Da, dar da? Noi preșul de cârpe, chiar acea... Îl luăm de la chinezi. Chiar acea ie pe care o asta este fabricată made in China și automat avem o... Și aici e... puțin jenantă situația, să ajungi să vii din nu știu ce țară din Europa, să cauți o ie românească și să vezi acea emblemă. Poate vom face odată recurs la memorie și o să ne reamintim că Eminescu cel mai mare dulce din opera lui Eminescu e Dulce Românie, iar acolo printre dorințele cele mai importante sunt suflet românesc, da? Poate vom vedea de ce scriitorul, de ce poetul ne-a urat suflet românesc. Arme cu tărie, suflet românesc. Cred că asta ne va rămâne la un moment dat, dacă vom ști să păstrăm așa cum trebuie. Păi aici e problema. Sufletul românesc rămâne doar suflet, pentru că partea materială, tot am spus, vindem pământul, populația ne pleacă, suntem într-o situație mai puțin favorabilă, să spunem, dar de fiecare dată în istoria noastră am știut să ieșim din asemenea situații. Poate vom reuși și acum. Cineva acolo sus ne iubește. Da, cu siguranță ar mai fost multe lucruri de vorbit, mai ales despre acest simpozion care, iată, ne-a provocat să discutăm pe seama lui multe probleme legate de sat și stat în România și în lume. Mulțumim domnului Albinel Firescu pentru prezența și contribuția la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramică, a fost cu noi domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!